Asociația ACVO organizează săptămâna viitoare prima ediție a concursului Planeta Azi și Mâine. Destinația elevilor de clasa a patra din municipiul Pașcani și Suburbii. Manifestarea își dorește să scoată la iveală viziunea copiilor despre viitorul Terei. Echipele vor construi câte două machete care să reflecte modul în care văd ei planeta în prezent și proiecția în viitor a Pământului, secătuit de resurse din cauza consumismului exagerat. Organizatorii mizează pe munca în echipă și pe responsabilizarea adulților de mâine. Să oferim un viitor mai bun copiilor noștri. Vrem prin acest concurs să aflăm cum văd ei efectele acțiunilor noastre și mai ales unde crede ei că ar trebui să lucrăm pentru a le oferi un mediu mai curat și sănătos. Pe de altă parte, vrem să încurajăm munca în echipă, să le arătăm acestor elevi cât de importantă este colaborarea și lucrurile minunate pe care le pot construi împreună cu colegilor. La concurs vor participa 238 de copii din 10 clase de la diferite licee pășcănene. Nu este prima dată când Apa Vital și Asociația ACVO colaborează cu școlile din Pașcani. Am găsit deschidere în școlile din Pașcani și vrem pe această cale să le mulțumim cadrelor didactice pentru că au îmbrățișat fără rezerve propunerea noastră. Nu este pentru prima dată când lucrăm cu elevii de aici și mulți dintre liceenii din Pașcani au participat la un alt concurs organizat de noi, Ce știi despre apă, un concurs interdisciplinar județean unde au câștigat o parte dintre premiile oferite. Le dorim succes micilor elevi de această dată, suntem extrem de curioși cum vor arăta machetele realizate de ei. Machetele realizate din materiale reciclabile vor fi expuse în perioada 14-16 mai în holul primăriei Pașcani, iar premierea va avea loc pe 16 mai pe esplanada din fața instituției.